Trebuie să mărturisesc emoția pe care o încerc revăzându-vă și mulțumesc lui Dumnezeu că seara aceasta ne rezervă lucruri pe care le-a pregătit nu un om, ci Dumnezeu le-a pregătit pentru sufletul nostru. Mă întâlnesc atât de frecvent cu această expresie și cu această experiență a oamenilor. Aud de atâtea ori oameni spunând, mi-a vorbit Dumnezeu mie personal. Seara trecută, împreună cu soția care este cu mine aici, sau două seri în urmă, am vizitat o familie și am discutat separat cu fiica și cu mama. Și mama mi-a spus, după ce se încheie, eu încep să mă rog, dar fără cuvinte. Nu mai pot să spun nimic. Îmi dau seama că, de fapt, am fost expusă prezenței lui Dumnezeu. Nu știu ce să spun. Tac și stau în rugăciune. Puțin mai târziu am vorbit cu fiica Domnei și a spus, zice, știi ce mi se întâmplă mie după ce ascult cuvântul lui Dumnezeu? Nu. Încep să plâng cu vorbe. Și la fel îmi spune, îmi dau seama că Dumnezeu s-a uitat în sufletul meu. Numai El putea să știe așa ceva. Și aceasta mi este rugăciunea și pentru seara aceasta. Ca numai ceea ce bunul Dumnezeu a pregătit pentru noi să ajungă la inima noastră și El niciodată să nu se împiedice în limitările noastre. Ați observat expresia de la începutul cărții Iona. Când el a hotărât să nu asculte de Dumnezeu, spune Biblia, a plecat la Tars departe de fața Domnului. Nu vrea să vadă fața aceasta pe care nu ascultă, o refuză, al cărui cuvânt l-a lepădat și l-a înlocuit cu unul al lui propriu și nu vrea să vadă fața aceasta. A vrut să fugă departe de fața Domnului. Noi am venit în această seară aici îndemnați, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Este o problemă însă destul de serioasă. Ca să-ți zică inima, caută fața mea, trebuie ca Dumnezeu să aibă o anume față. Altfel, nu ai plăcere să dai față cu cineva sau cu oricine. Ai mare plăcere să te întâlnești cu cineva, să-l privești față în față, dar nu cu oricine. Trebuie că Dumnezeu are o anume față, un anume chip în sufletul tău, dacă inima ți-a dat ghes și te-a îndemnat, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Omul acesta fuge de fața lui Dumnezeu, nu caută fața lui Dumnezeu. La fel este Cain, el fuge departe de fața Domnului. Și este o eroare teribilă. Chiar aici, în camăruță, când ne pregăteam să venim aici la Amvon, am fost întrebat de un frate care a condus un studiu anterior. Ce s-ar fi întâmplat dacă Iefta nu aducea jertfa aceea pe care a jurat că o va aduce? Iefta a jurat că aduce jertfa aceea bazat pe fața lui Dumnezeu în care credea. Așa îl credea el pe Dumnezeu. Așa îl vedea, așa îl cunoștea, așa a fost educat, așa a fost crescut. Dacă l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu, cu adevărat, ar fi înțeles că această problemă niciodată nu va fi un impediment pentru Dumnezeu și ar fi înțeles că, de fapt, un lucru și mai bun decât să facă ce a spus era să nu facă ce a spus dacă ar fi cunoscut pe Dumnezeu. Dar felul cum îl cunoștea el l-a determinat să privească lucrurile în acest fel. L-a privit pe Dumnezeu ca unul din stăpânii lui, ca un rege din acesta al cărui cuvânt, dacă este călcat, se lasă cu moartea, ca un comandant care ordonă și nu ia înapoi niciodată cuvântul lui, nu a cunoscut pe Dumnezeu. Dacă ar fi știut numele lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu este bogat în bunătate, în îndurare și întinde îndurarea peste mii de neamuri de oameni. Dacă ar fi cunoscut acest cuvânt, ar fi stat înaintea lui Dumnezeu și ar fi înțeles că mai de preț înaintea Domnului este pocăința lui pentru jurământul lui decât împlinirea acestui jurământ. Dar fiecare om are în minte și în suflet o anume imagine a lui Dumnezeu. Și aceasta ne conduce. Acum, dragii mei, spun lucrul acesta pentru că e de cea mai mare însemnătate
posibil în viața noastră. Lucrul acesta determină cursul vieții noastre. Este temelia ființei noastre. Ce fel de chip are Dumnezeu în mintea ta? Cum îl cunoști pe Dumnezeu? Ce fel este? Pentru că în felul în care îl cunoști, ceea ce știi și crezi despre el, va dicta purtarea ta de fiecare zi. Tu vei imita acest chip. Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu neîndurător, este un tiran care arde sau care pedepsește în vecii vecilor, dacă este așa ceva, se va reflecta în tine. Vei fi același fel de om, același fel de conducător într-o biserică sau într-o familie sau în societate. Depinde ce imagine despre Dumnezeu ai. Viețile marilor tirani au intrat în istoria infamiei în lumea noastră. Dar ele știți de unde vin? De la imaginea pe care au avut-o ei despre Dumnezeu. Nu de mult timp în Statele Unite a murit un faimos, așa zis, ateu. Nu, este o convenție aceasta. Nu, ateu nu există, vreau să vă spun. Din moment ce Satana nu este ateu, nu are cum să fie vreun cetățean din acesta uman ateu. Eliminați vorba aceasta. E o etichetă pe care o poartă unii oameni, dar care nu reflectă conținutul niciodată. Nu există ființă umană sau inteligentă care să nu creadă în Dumnezeu. Dacă un om refuză să creadă în Dumnezeu care a creat cerurile și pământul și crede că Dumnezeu este mintea lui sau înțelegerea lui, nu e nicio problemă, dar nu înseamnă că nu are Dumnezeu omul ăsta. Pentru altul Dumnezeu lui este pântecul, pentru altul Dumnezeu lui este creierul lui, pentru altul Dumnezeu lui este aspectul lui exterior sau altele. Dar nu există nimeni care să nu aibă în viața și în ființa lui ideea de Dumnezeu. Și acest cetățean care a luptat cu înverșunare împotriva lui Dumnezeu, Christopher Hitchens îl chema, acest om care a luptat cu înverșunare împotriva lui Dumnezeu, când l-am ascultat mai atent, mi-am dat seama că de fapt era un om însetat și flămând după Dumnezeu până la moarte. Și că toată zbaterea lui și tot ce a făcut omul acesta s-a datorat unui simplu fapt la care ar trebui să luăm foarte bine seama chiar în seara aceasta. Într-o dezbatere publică, faimoasă, cred că o găsiți și pe internet, între Christopher Hitchens și profesorul Lennox la Oxford. La un moment dat se discută despre caracterul lui Dumnezeu, fața lui Dumnezeu, ce față are Dumnezeu, cum este Dumnezeu. Acest om, etichetat ca ateu, spune următoarea expresie: eu nu cred în teroristul cosmic. Eu nu cred în teroristul cosmic. Domn profesor, care este considerat un mare creștin, și este, cred în sinceritatea dumnealui, dar în același timp cred în însemnătatea chipului lui Dumnezeu în lumina Domnului nostru Iisus Hristos și nu a tradiției numite creștine, domn profesor se întoarce către acest om și spune: you better believe. Fă bine și crezi. Și el a spus: eu nu cred în teroristul cosmic. Într-un grup de studenți cu care m-am întâlnit, am fost întrebat, zice, tu cu cine ții? Și eu am spus, zic, eu țin cu ateul ăsta. Wow, s-au speriat toți. Cum să ții cu ateul ăsta? Zic, exact ce a spus el, asta vă spun și eu. Dar zic, cum așa ceva? Ăștia erau îngroziți. Nu, exact așa este, zic. Eu țin cu omul ăsta. Dacă mă întreba pe mine, eu aș fi răspuns cu aceleași cuvinte care a răspuns el. Și răspuns și azi la fel. Și zic, dar tu, care dânsul spunea că el crede în ce a spus domn profesor, you better believe. De am spus, zic, tu crezi în teroristul cosmic? L-am întrebat pe colegul. Și colegul a spus, nu cred. Păi vezi, măi, omule, ești de partea lui omul ăsta care a zis, nu cred în teroristul cosmic. Ce spui că ești? Cum ești împotriva lui când spui aceleași cuvinte? În orice caz, omul nostru a murit de tânăr, vreau să spun, în America, a murit de un cancer la gât. Și au venit o serie întreagă de oameni pe lângă el, încercând să-i smulgă o mărturisire de pe patul de moarte. Ceva închizitorial. Și poate acum crezi cumva, știi, te-a făcut cancerul să crezi în Dumnezeu, sau poate acum crezi. Omul este un om foarte echilibrat, e foarte moral, este mult mai moral decât aceștia care încercau să smulgă o astfel de mărturie sub durerile teribile și devastatoare ale bolii,
Erau imorali oamenii ăștia, din orice punct de vedere. Mult mai moral era omul ăsta care suferea și murea. Și știți ce a zis el? Nu cred în Dumnezeu. Și a spus, da, de ce? Cum se poate să nu crezi? Nici acum, uite, pe patul de moarte. Și știți ce a spus dumnealui? Încă nu mi-a fost prezentată o imagine a lui Dumnezeu de așa fel încât să pot crede în El cu o conștiință și cu o inimă curată. Eu nu cred în cel care spuneți voi că va chinui în iad în vecii vecilor lumea și focul iadului care arde oameni păcătoși, un copil sau un om care a păcătuit 3 ani, 5 ani, va arde miliarde de ani acolo și toate teoriile acestea la Dante Alighieri. Omul ăsta spune, conștiința mea nu-mi permite mie să cred în așa ceva. Încă nu mi-a fost prezentată, spune dumnealui, acea imagine a lui Dumnezeu în care să pot să cred cu o conștiință curată. Și ultimele lui cuvinte au fost acestea, dar mie îmi plac surprizele. Adică i-a lăsat loc lui Dumnezeu să-i se descoperă. Lucrul acesta nu-l putem căpăta de nicăieri, adevărul despre Dumnezeu și despre caracterul Lui și despre felul cum este Dumnezeu. Nu-l putem căpăta de nicăieri și de la nimeni. Nu există biserică pe pământul acesta. Absolut niciuna. Zero barat. Nu există cetățean, om pe pământul ăsta. Nu există carte, nu există teologie, nu există învățătură, nimic sub ceruri care ar putea preda vreodată adevărul despre Dumnezeu. Singurul lui fiu, acela l-a văzut și l-a făcut cunoscut. Nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu, însemnează nu numai că nu a văzut fizic cineva pe Dumnezeu. Nimeni nu a văzut pe Dumnezeu, însemnează că Dumnezeu este cu totul în afara imaginației noastre. De altfel, cred că ați observat când a construit Solomon templul lui și s-a gândit să ridice ceva așa de zile mari pentru Dumnezeu, ceea ce a și făcut, era una din minunile lumii din vremea aceea, în clipa când l-a văzut gata, el însuși spune, dar ce frate să locuiască Dumnezeu într-o casă făcută, Doamne, frate, cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cum te-ar cuprinde casa aceasta? Sau cartea aceasta, sau predica aceasta, sau mintea acestui om, sau orice sub ceruri. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui fiu, acela l-a făcut cunoscut. Așadar, imaginea lui Dumnezeu, care dă tonul și culoarea vieții noastre, nu poate fi luată decât dintr-un singur loc. Nici de la Ieremia, nici de la Isaia, nici de la Moise, nici de la Osea, Daniel sau oricine, Iov sau oricine altceva. Nu. Această imagine, singurul lui fiu, acela l-a făcut cunoscut. După ceea ce aud despre Tatăl de la Iisus, după lucrurile acestea îl înțeleg pe Isaia, pe Ieremia și pe toți ceilalți, pe David care scrie în Psalm și așa mai departe. Dar singurul adevăr adevărat cu privire la Tatăl nostru este Domnul Hristos. De altfel, El pentru aceasta a venit pe pământ. Aceasta a fost misiunea Lui, aceasta este misiunea Lui și în seara aceasta. Duhul lui Dumnezeu are o singură lucrare pe pământ, să-L facă cunoscut pe Domnul. Mesajul lui a fost extraordinar de scurt. Noi nu avem de a face cu o evanghelie care a început la Betleem, când s-a născut Iisus. Nu avem de a face. Noi avem de a face cu o evanghelie veșnică. Am văzut un înger zburând prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Veșnică înseamnă că a fost dintotdeauna, este și va rămâne întotdeauna. Evanghelia nu a început la Betleem. Nu a început cu cântecul îngerilor. Nu a început cu Iisus. Evanghelia a început din eternitate. Ea este veșnică, dintotdeauna. Și ea este cuprinsă în câteva cuvinte extrem de simple, dar cu totul incompatibile cu ființa noastră omenească. Dumnezeu este iubire. Asta este Evanghelia. Aceasta este vestea bună. Pentru această veste bună s-a născut, a trăit și a dat viața Iisus. Iisus a adus ca argument în favoarea predicării Lui cu privire la Tatăl, a adus ca argument propria Lui viață. Nu se poate o dragoste mai mare, spune Scriptura, decât să-și dea cineva viața pentru prietenul lui. Nu se poate. Cu acest argument a sigilat Mântuitorul nostru mărturia lui despre Tatăl. Și în Ioan 17 spune, Tată, te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea. Asta a fost. Aceasta a fost lucrarea lui, aceasta e lucrarea ta și lucrarea mea. Pentru acest simplu lucru suntem pe pământ.
Tot răul care se petrece astăzi în lume se petrece din faptul că oamenii refuză să creadă aceste trei cuvinte ale lui Iisus. Dumnezeu este iubire. Nu vi se pară simplu. Dacă nu le imprimă Duhul Sfânt în suflet, niciodată o ființă omenească cum suntem noi născuți în păcat, niciodată noi nu vom adopta aceste cuvinte. Ele nu sunt parte din natura noastră. Natura noastră nu răspunde la așa ceva. Are aversiune față de așa ceva, pentru că nouă ne-a fost predat altceva. Și foarte frumos spune aici Pavel în a doua Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Ne avertizează el făcând această comparație. Capitolul 11 și versetul 3. Dar vreau să știți că Hristos, a doua Corinteni, iertați-mă, a fost 1 Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, iată ce spune el, mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Care a fost șiretlicul? Sigur, sunt diverse niveluri de înțelegere a lucrurilor și când eram copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut un mare înlepădat, ce era copilăresc. De asemenea, sunt diverse niveluri de înțelegere între oameni. Un om care are minte de copil va înțelege doar atât și Dumnezeu îl iubește pentru ceea ce a înțeles. Dar voi nu mai sunteți copii ca să plutiți mânați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Povestea cu a mușca din măr și din cauza aceasta s-a întâmplat, acesta a fost șiretlicul diavolului. Nu, șiretlicul diavolului este același atunci ca și astăzi. Noi nu avem un pom din care să mâncăm asta sau să nu mâncăm, dar aici ne spune nouă, ia seama să nu ți se întâmple ce i s-a întâmplat Evei. Păi mi-ai se poate întâmpla și mie, eu nu am pom, nu sunt în grădina Edenului, da, ți se poate întâmpla și ție același lucru. Pentru că șiretlicul lui nu a fost a convinge pe părinții noștri să mănânce din pomul oprit. Șiretlicul lui a fost să prezinte o imagine distorsionată a lui Dumnezeu și faptul că omul a ascultat la așa ceva și a primit așa ceva, ceea ce astăzi nu numai că este ascultat și primit, este predicat în biserici. Dumnezeu este predicat în așa fel în biserici, încât Domnul Hristos a apărut ca Îngerul Salvator, iar Dumnezeu ca tiranul acesta cosmic. Domnul Iisus îl potolește pe Tatăl cu sângele Lui să nu ne omoare. Dacă n-ar fi Iisus să se țină la Dumnezeu, ne-ar termina, ne-ar omorâ. Așa este, mulți dintre noi încă nu am ieșit din păgânism de fel. Nu vă uitați la etichetă. Lăsați eticheta. E vorba de conținut. Noi nu am ieșit din imaginea păgână despre Dumnezeu. Un Dumnezeu tiran care vrea să ucidă și care nu ne-a lăsat cu viață decât pe preț de sânge și pe sângele fiului lui. Și atunci, după ce a văzut sângele ăsta, s-a pătorit. Aceasta este imaginea care astăzi este comercializată de la învoane sau în literatură, de la emisiuni de televiziune, pretutindeni. Acesta nu este Dumnezeu. Nu. Dimpotrivă, Biblia spune, nu spune că Dumnezeu a cerut prețul acesta de la Iisus și când i-a plătit Iisus cu sângele lui scăparea noastră, atunci ne-a lăsat. Nu! Biblia spune că Dumnezeu a plătit acest preț. Spune că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Acesta este adevărul despre Tatăl. Nicăieri nu scrie în Biblie că jertfa Domnului Hristos a împăcat pe Dumnezeu cu noi. Nicăieri aceasta. Pentru că nu ar fi fost adevărat și nu este real. Scrie peste tot că ne-am păcat pe noi cu Dumnezeu. Asta da. Sângele lui Iisus Hristos nu a curs pentru Dumnezeu să-L convingă pe Dumnezeu. El a curs ca să ne convingă pe noi și dacă acest argument nu va convinge sufletul nostru, ce altceva mai poate să convingă planeta aceasta noastră care continuă să alunece, să se depărteze de Dumnezeu ca un astru care își mărește traiectoria și care va lua foc sau va îngheța și va pieri în spațiu. Pentru aceasta a venit Domnul Hristos aici. El a fost ucis pentru pilda fiului risipitor. Cea mai frumoasă istorie care a fost spusă vreodată sub ceruri. Dacă pământul ar dura 10.000 de ani de acum încolo, nu poate să fie spus despre Dumnezeu ceva mai frumos decât a fost spus în pilda fiului risipitor de Iisus.
Și cum o societate din aceasta care executa pe delinvent, care expulza de acolo, care tortura, chinuia, degrada, subumaniza pe omul care a plecat de acasă, o societate ca aceasta să asculte cum tatăl primește pe golan acasă și cum dă o parte, o sărbătoare în cinstea lui și cum cântă muzica și e plin de bucurie și se veselește din suflet, bucurați-vă împreună cu mine. Cum să primească o astfel de societate așa ceva? Cum să primească societatea aceasta, tabloul tatălui care fuge să-l primească pe fiul, care îl acoperă cu haina lui cea mai bună, care îl înfiază pe loc, care îl așează și de drept și autoritate înapoi acolo omului care a risipit tot, n-a rămas nimic. Cum să primească oamenii așa ceva? A plătit cu viața Iisus lucrul acesta. Dar el a spus, pentru aceasta am venit. Nu există argument sub ceruri. Dacă sângele Domnului Hristos nu ne convinge pe noi de faptul că suntem iubiți de Dumnezeu cu adevărat și dacă sângele Domnului Hristos nu este argument suficient să mă determine pe mine să spun ție acest lucru, ce altceva ar mai putea fi? Din motivul acesta, Pavel spune în Epistola către Evrei, în capitolul 12, versetul 15. Luați seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Luați seama, nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Întrebarea, dublă întrebare. În ce fel de Dumnezeu crezi? Soția mea și cu mine am cunoscut o familie, o doamnă, de o viață în credință a fost Dumnezeu. Dumnezeu e frică să moară, nu poate să moară. E disperată, e nenorocită, nu poate să moară. De ce ți-e așa? Moartea e moarte. Vorba românului. Că lor moartea. Dar ție de ce ți-e frică așa de moarte? De ce ți-e frică așa de moarte? Ei este frică pentru că, deși ajunsese de, nu mai mânca nimic, nu știu dacă mai, ce mai era bun de mâncat pe lumea asta sărmană, făcuse tot ce a știut pe pământul acesta, își dă seama că în fața destinului vieții, tot ce s-a întâmplat în viață este gunoi, nu are niciun fel de siguranță. Încheia viața femeia aceasta fără mântuitor în fața unui Dumnezeu drept și neînduplecat. Așa înțeles ea de la viață. De asta nu putea să moară femeia. Se chinuia și fugea de moarte ce nu există. Pe când Moody îi spune familiei lui care era în jurul patului lui, azi este ziua slavei, azi este ziua glorificării. Astăzi mă voi întâlni cu Domnul. Am auzit de un frate în vârstă, nu departe de aici, în județul Dâmbovița, care era în comă. Și deodată a strigat tare, tare de tot a strigat, prezent! Oamenii au ascultat cuvântul acesta de la el pe care el considera deja dus mort. Ce s-a întâmplat, l-au întrebat. Și a spus, Domnul Hristos a strigat numele meu și am răspuns, prezent! Imaginea pe care noi o avem despre Dumnezeu va conduce pașii noștri nu numai în viață, ci și în moarte. Nu putem să trăim pe pământ cu imaginea unui Dumnezeu tiran și să încheiem alergarea noastră așteptând să ne întâlnim cu iubirea personificată care este Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. În ce fel de Dumnezeu crezi? Ce fel de Dumnezeu vestești? Ce au înțeles oamenii despre Dumnezeu din felul cum tu ai vorbit cu ei? Ce au înțeles copiii tăi în casa ta din felul cum tu te-ai purtat cu ei, pentru că aceasta e religia de fapt. Ce au înțeles ei despre Dumnezeu din felul cum te porți tu cu ei? Dumnezeu ți-a spus ție, soțule, să îți prezinți pe soția ta înaintea lui Dumnezeu. Ați văzut ce frumos descrie, să o înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. Ce fel de Dumnezeu a cunoscut soția ta prin tine? În Isaia spune, păi postiți ca să vă ciorovăiți, să vă certați. Vrei să înțeleagă omul de lângă tine că Dumnezeu este un astfel de înfuriat care explodează la fiecare lucru, un astfel de o astfel de ființă care nu ține. Vrei să înțeleagă acest lucru despre asta va înțelege. Pentru că tot ce facem noi
trimite o lumină sau o umbră către chipul lui Dumnezeu. Nu este nimic gratuit pe pământul acesta. Noi am spus adesea, timpul nu se mai întoarce înapoi. Da, aveți mare dreptate. Să nu credeți pe cei care vând cum ar fi un nou început, veți avea un nou început. Nu mai are nimeni un nou început. Ai avut un început o singură dată. Odată ai avut 5 ani, o singură dată în viață. După aia odată ai avut 10, odată ai avut 20. Nu ai cum să ai un nou început. Nu dă, așa ceva este iluzoriu. Viața este sens unic. Niciodată nu vei mai trece prin ziua de astăzi, prin seara aceasta. De asta ia foarte bine seama ce gândești în sufletul tău în seara aceasta. Nu mai treci pe aici niciodată. Mai trece altă vineri seara, dar e altă vineri seara. Aceasta s-a dus pentru totdeauna. În timp ce nu mai pot să am un nou început, indiferent unde aș fi, pot să am un alt sfârșit. Pot să deviez drumul vieții mele care se îndrepta spre un astfel de destin, în numele lui Dumnezeu, aici pot să schimb direcția și pot să ajung la o altă destinație. Nu mai pot să mă întorc înapoi. Nu pot să întorc nici timpul înapoi, dar nu mai pot să întorc nici faptele înapoi. Nu pot să-mi iau înapoi, îmi retrag cuvintele. Retrage-le sănătos. Dar oricine ar încerca așa ceva, nu poți să retragi cuvintele cum bagi marșarie la mașină și dai cu spatele. Ai zis o vorbă? Vorba aceea a mers, ea a rămas acolo. Ea nu poate fi niciodată întoarsă înapoi. Și spun lucrul acesta nu ca o sperietoare pentru ce s-a întâmplat ieri, ci spun lucrul acesta ca o prevenire pentru ceea ce este gata să se întâmple în seara aceasta între tine și Dumnezeu. Vezi ce îi spui. Spune asta pentru ceea ce te așteaptă în față, pentru responsabilitatea care tu trebuie să o ai. Ia seama, spune aici în Biblie, ca nu cumva să te abați de la harul lui Dumnezeu. Nu cumva să faci lucrul acesta. Ați văzut ce a zis Pavel lui Petru când l-a văzut acolo jucând rolul acesta dublu, făcând pe creștinul și în același timp făcând și pe iudeul. Și Pavel i-a spus, nu, uite, acesta este felul de a trăi al neamurilor. Ei merg pe două cărări. Și a descris Pavel în aceste cuvinte, când i-am văzut eu că nu umblă după dreptarul Evangheliei, nu umblă drept după Evanghelie. Ce însemnează Evanghelie? Păi Evanghelia te-a făcut să fii o ființă liberă pe pământ. Nu ai nevoie să joci niciun rol. Nu ai nevoie să joci niciun rol. Ești o ființă liberă de lucrul acesta. Ești liber de ceea ce se întâmplă în jurul tău, în sensul că nu depinzi nici de aprecierea, nici de disprețul cuiva. Nu, tu îți iei tonul vieții tale de la Dumnezeu, din felul cum ești privit de El. Luați seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune. Foarte adesea, și e un sindrom acesta generalizat, totdeauna discutăm cu efecte, totdeauna discutăm cu consecințe, totdeauna discutăm cu manifestări exterioare, a rare ori ne interesează care este, domnule, rădăcina eșecului meu în viață? Am căzut o dată, de două, de trei ori. Iorga spune, vai de omul care ține minte unde a căzut și uită unde a alunecat. Marchează bine unde a căzut, să nu mai cade iar acolo și exact acolo cade a doua oară, a treia oară, a cincea oară, a mia oară, din cauza că el n-a observat că alunecarea s-a produs mai înainte, până să ajungă acolo. Pentru că a alunecat, a căzut acolo. Ia seama la lucrul acesta, ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină. Care este rădăcina eșecului meu în viață? Ați observat femeia aceea de la fântână care discută cu Mântuitorul? A eșuat de 5 ori în viața ei, în căsătoria ei. A 5-a oară. Și este acolo. Dar de această dată nu mai pleacă înapoi acasă cu vreo hotărâre sau cu un fel de decizii din astea care luăm noi o dată pe an. M-am hotărât să fac așa și pe dincolo. Și până acum de ce nu ai făcut lucrul acesta? Nu știu, dar de acum încolo o să fac lucrul ăsta. Nu, dacă nu știi de ce nu ai făcut un anume lucru, îl iei de la capăt. Deci se va întâmpla la fel. Întrebarea este, care e rădăcina problemei? Am o anume imagine despre Dumnezeu. De unde am luat lucrul ăsta? Care e rădăcina acestui lucru? Dacă rădăcina nu este tratată, degeaba îi tăiem frunzele.
Degeaba încerc să vorbesc frumos câtă vreme nu am o inimă frumoasă. Degeaba încerc să trăiesc curat când în pieptul meu este un duh nestatornic. Acum sunt gata să ascult de Dumnezeu și după aceea se schimbă. Acum am spus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și peste 5 minute am spus să te ferească Dumnezeu să mergi acolo și am intrat de sub influența unui duh asupra altui duh. Rădăcina problemei este problema. Luați seama că nu cumva vreo rădăcină de amărăciune. Ia seama că nu cumva... Care e rădăcina de amărăciune din viața ta, frățioare? Ai eșec financiar, nu te îndrepți de o viață. De o viață te târăși, nu te poți îndrepta cu niciun chip. Chestia asta are o rădăcină. Nu încerca să rezolvi, tăi în frunzele, că degeaba, ele vor crește din nou. Ai un fel de vorbire, un anume fel de vorbire care este destructiv, descurajator, este negativist, este respingător. Care e rădăcina problemei? De unde vine așa ceva? Și continuă Pavel spunând, atenție, să nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune care să aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Înfrângerea din viața ta nu este doar a ta, pentru că nu e nimeni o insulă. Înfrângerea din viața ta este înfrângerea din familia ta, apoi din biserica ta, apoi din societate. Biruința din viața ta este binecuvântarea familiei tale, a bisericii, a lumii în care trăiești. Niciun om nu este o insulă să fie izolat. Ia seama ca nu cumva să aducă lăstari din vreo rădăcină de amărăciune și mulți să fie întinați de ea. Rădăcina aceasta despre care vorbește Scriptura e cea care produce în ființa noastră cuvintele, faptele, căile pe care mergem noi. Care este problema? Nu știu, poate că nu-mi dau seama care este. Dar vin înaintea lui Dumnezeu și spun așa, aș vrea să știu de unde vine acest comportament în ființa mea, de ce răspund așa, de ce fac ce urăsc, spunea Pavel Apostolul. Am spus cuiva care critica un om alcoolic în fel și chip și am spus, nu-l critica pe omul ăsta, îl urăsc de moarte. Am înțeles, dar fii atentă că el se urăște pe sine mai mult decât îl urăști tu. Și nici nu mai e nevoie de ura ta, că n-are loc, săracul. Are el însuși sufletul plin de ură împotriva lui însuși. Pavel spune în Epistola către Romani, nu fac ce vreau, fac ce urăsc. Și întreabă, o nenorocitul de mine, dar care e rădăcina acestei stări, frate? De unde iese în viața și în ființa mea așa ceva? Și găsește răspunsul. Mă port aspru cu trupul meu, spune el acolo, eu am botezătorul, amenință lumea, pui de năpârci, fai de voi și așa mai departe. Toți, Isaia vine acolo, nenorociților, numai răni, carne vie. Iov spune, vai, vino să stăm, uite-te la viața mea. Până la un moment dat se întâmplă lucrurile acestea. Până când au văzut pe Mântuitorul. Când l-au văzut, au înțeles de unde venea problema vieții lor. Era lipsa prezenței lui în viața lor. Și acolo poate face un om tot ce ar încerca el pe pământ să facă. Trupul să-și dea cineva să fie ars, hrana să dea pentru săraci, tot ce are, să învețe toate cărțile, toată știința, toată credința. Dacă sufletul îi este lipsit de iubirea lui Dumnezeu, capitolul acesta frumos la care o să ne referim și mâine, spune, sunt nimic. Cu toate că între noi, cineva care ar face așa ceva ce scrie acolo, ar fi faimos, ar fi ceva extraordinar. Ați auzit de omul ăla? A donat absolut tot ce a avut pentru hrana săracilor. Ați auzit de omul ăla? Știe toate cărțile și toată știința și vorbește în fața oamenilor în toate limbile imaginabile, pământești și îngerești sub ceruri. Și dacă n-aș avea dragoste, sunt chiar nimic, frățioare. Aceasta este rădăcina despre care Biblia vorbește aici. Vegheați să nu fie între voi nimeni desfrânat sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul lui de întâi născut. Poate că nu rodește viața ta lăstar de amărăciune. Nu. Poate Iisus locuiește acolo și nu rodește lăstar de amărăciune. Dar poate stai într-o locuință cu cineva despre care spune Psalmul, îmi toarnă fiere în mâncare,
în toarna amărăciune fără încetare în suflet. Ce am de făcut? Păi în Evanghelia după Matei 27, versetul 34, Biblia spune, i-au dat fiere. El a gustat-o și a refuzat-o. Două lucruri spune Mântuitor aici. Tu care nu produci amărăciune sau fiere pentru un altul, dar suferi fierea aceasta. Două lucruri. El a gustat din fierea aceasta și el știe ce este. Și el ți-a dat ție puterea să refuze așa ceva și să nu bei așa ceva. Cineva vrea să te servească. Nu ești obligat să servești. Inima noastră nu este drum pentru picioarele oamenilor și animalelor, ci este templul Duhului Sfânt pe care ni l-a dat Dumnezeu și care locuiește în noi. Imaginea noastră noi nu o luăm de la persoana de lângă noi care crește lăstar de amărăciuni din rădăcina aceasta. Imaginea noastră nu o luăm de la cel ce urăște, ci o luăm de la cel ce spune te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Alta îți va fi viața când ai primit în suflet aceste cuvinte sau când ajungi să depinzi de cuvintele celui de lângă tine. Și el pătrunde în sufletul tău și face din sufletul tău ce vrea. Datorită faptului că acolo este gol, lipsește cel care ți-a spus te iubesc cu o iubire veșnică. Dacă locul ăsta o să fie plin cu așa ceva, va să că nu mai e loc pentru nimic. Absolut pentru nimic. Pentru că sufletul nostru este plin de prezența Mântuitorului. Și niciodată n-ar trebui să îndrăznim să punem cuvintele cuiva de lângă noi sau vreun lăstar de amărăciune de care avem parte în viața noastră. N-ar trebui să punem așa ceva deasupra cuvintelor lui Dumnezeu cu privire la noi. Ai preț în ochii mei. Dau popoare pentru tine. Dau neamuri pentru mântuirea ta. Lucrul acesta ar trebui să ne însoțească. Este singurul antidot care poate să facă față amărăciunilor vieții. Luați seama să nu se întâmple așa ceva în ființa voastră. Cartea Apocalipsei numește pe Domnul Hristos rădăcina și sămânța lui David. Nu știu dacă vă aduceți aminte de episodul de la Mara. Acolo unde Israel a ieșit din țara robiei lui și au avut dezamăgirea să dea peste niște ape amare. Și poate așa s-a întâmplat când te-ai căsătorit. Ai ieșit din lumea ta și te-ai pomenit că ai dat de niște ape amare. Foarte amare. Poate așa s-a întâmplat când ai venit la biserică. Ai venit aici cu sufletul deschis și s-a întâmplat că la ușa au fost niște lăstari din ăștia amare. Și ți s-a umplut sufletul de amărăciune. Ai dat de niște ape amare. Poate ai vrut în viață să faci un lucru frumos și bun pentru lumea din jurul tău și lucrurile s-au schimbat. Cariera ta sau sănătatea ta sau drumul vieții tale a mers pe unde nu te-ai gândit vreodată că va trece. Dar chiar dacă ar fi apele amare, cum e Mara, Biblia spune că poporul a cârtit. Nu e nevoie să cârtim, oricât de amar ar fi apele. E nevoie să ascultăm glasul lui Dumnezeu care a spus, uite lemnul acela, ia-l și aruncă-l în apa aceasta. Și apa va fi dulce. A aruncat lemnul acela și apa aceea, amară, nu alta, nu-ți trebuie o altă casă, un alt mediu, un alt... că te muți dintr-o groapă în alta. Nu groapa este problema, ci lipsa prezenței lui Dumnezeu în viața și ființa noastră, lipsa prezenței lui în apele amare, care uneori hrănesc sufletul nostru. El a gustat fierea și apoi a respins-o. Aceasta este experiența la care El ne cheamă pe noi. Și felul cum suntem, și felul cum tratăm pe cei de lângă noi. Acesta este harul de care avem noi parte și din care Dumnezeu ne-a spus să nu cumva să ne abatem vreodată de la El.
căci abătându-ne de la harul lui Dumnezeu, nu rămâne o altă jertfă pentru noi. Nu rămâne o altă cale, nu există un alt răspuns. În această seară, mă rog lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi să-și cerceteze sufletul, începând cu mine. Care este rădăcina stării mele sufletești? Care este rădăcina care produce astfel de lăstari în viața mea? Ce aș putea să fac? Care este răspunsul situației mele? Dumnezeu nu doar ne descoperă starea noastră, ci ne dă întotdeauna răspunsul. Care este medicamentul? Care este leacul vindecător din Galad despre care vorbește Biblia? Cum se poate ieși de aici? Așa asta face Dumnezeu. Nu ne trimite acasă împovărați cu o revelație cu privire la răutatea noastră, ci ne trimite acasă cu revelația, cu soluția, cu răspunsul marilor noastre probleme de viață, atât în relațiile noastre cu alții, cât și în relația cu noi înșine. Acesta este răspunsul și mă rog lui Dumnezeu ca în apele vieții noastre, și nu e nimeni aici, și nu trăiește nimeni pe pământ care ar putea spune, nu, eu nu duc lipsă de nimic, mie nu-mi trebuie așa ceva. Eu mă rog lui Dumnezeu ca în apele vieții noastre, cum or fi ele mai mult sau mai puțin amare, în această seară să ascultăm sfatul lui care a spus, aruncă lemnul acesta în apă și apa se va face dulce. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată, în numele Domnului Iisus, am venit la tine în clipa aceasta să-ți mulțumim pentru faptul că ne-ai deschis ochii și sufletul. Ne-ai ajutat, Doamne, să vedem lumina minunată care se revarsă de la crucea Golgotei peste sufletele noastre. Să vedem lumina minunată care se revarsă de la tine peste chipul Tatălui nostru din ceruri. Îți mulțumim că ne-ai învățat cuvintele acestea, Doamne Iisuse. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ajută-ne să le credem din ființa noastră și să credem lucrul acesta în dreptul fiecărui nume în parte. Rămână harul Tău peste noi, Doamne, și Te rog din toată inima pentru toți cei din mijlocul nostru care au parte de aceste ape amare. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, fă din lemnul crucii Tale, Doamne Iisuse, puterea care schimbă apa amară în apă dulce. Îndulcește sufletele acestor oameni, Doamne, care poate n-au văzut nicio zi senină și nu s-au putut bucura fără lacrimi. Te rugăm în numele Domnului Iisus să faci parte și celor care nu Te cunosc de bucuria care ne-ai făcut nouă parte în viață. Rămână harul Tău peste noi și numele Tău să fie binecuvântat în veci de veci. Amin. Să luăm loc.